O salutăm pe sora Iuliana, așa cum am prezentat-o noi, cu studii deosebite făcute timp de vreo 10 ani pe la Ierusalim. Face parte din congregația Notre-Dame de Sion. A obținut doctoratul în Biblie. Îi spunem și condoleanțe pentru momentele pe care le trăiește împreună cu familia, cu sora, dar și cu familia care este aici prezentă. A murit cumnatul zilele acestea, de fapt, domnul Olariu, de care am tot vorbit zilele acestea. Și multe alte ocupații care le are sora legat de ce a fost și ce mai este astăzi, nu? S-a încheiat astăzi, 150 de ani de când există această congregație în România, care a lăsat urme serioase în dieceza noastră și nu numai, cred că și în alte părți din țara noastră. Îi spunem bun venit sora Iuliana și o rugăm nu mai mult de o oră, deci nu mai mult de ora 8, dar nici mult prea puțin, deci până în ora 8 să ne vorbească despre Țara Sfântă, să ne facă să o îndrăgim, deși poate unii dintre noi, că unii au văzut-o, poate unii dintre noi n-au văzut Țara Sfântă încă, să ne facă să cunoaștem deja mental, avem și imagini, să ne facă să înțelegem Țara Sfântă, spuneam să o iubim, și cel mai bine. Și dacă avem întrebări, e bine să ne pregătim, nu? La sfârșit, să lăsăm loc pentru întrebări, pentru nelămuriri. Îi salutăm și pe cei care ne urmăresc prin internet, sunt acolo și ne văd. Emisiunea, sau mă rog, această întâlnire se și înregistrează, așa că o găsim și pe internet, începând de mâine, poimâine încolo, sper să o reușim să o punem și pe internet, pentru cei care nu sunt nici aici, nici în fața internetului acum. Apoi, la urmă, voi răspunde și eu la anumite întrebări pe care vi le puneți, la anumite, știu, nelămuriri pe care le aveți, dar și anumite informații pe care între timp le-am cules, unora le-am transmis, altora le transmitem acum. Deci pregătiți-vă să-i puneți sorei Iuliana cât mai multe întrebări, sigur, pertinente la obiect, la tema noastră. E cel mai bine aici, vorbim. Bună seara și bine v-am găsit! Cred că este un moment, părintele a spus la început, sunt două momente. Eu vin în seara aceasta la dumneavoastră trăind două evenimente, unul de durere și unul de bucurie. Durere alături de familie și bucurie alături de familia mea, care este congregația care împlinește, sărbătorește 150 de ani. Și acum, când vorbea părintele, am zis, nu este întâmplător, poate, vorbind pentru că ceea ce m-am gândit în seara aceasta să vă vorbesc, este care este vocația Ierusalimului, a Țării Sfinte. Și pregătind, ca să spun și adevărul, ieri după simpozion, cei care ați fost la simpozion, această întâlnire, mă gândeam la Țara Sfântă, care este în miniatură întreaga lume. Ce înseamnă? Este bucurie și durere în același timp. Este acest contrast pe care cei care veți merge acolo îl veți experimenta intrând acolo și veți vedea despre ce este vorba. Înainte de a începe, vă propun să citim Psalmul 122. M-am bucurat când mi s-a spus să mergem în casa Domnului. Iată, picioarele noastre au ajuns la porțile tale, Ierusalime. Ierusalimul este zidit ca o cetate bine întărită. Acolo urcă triburile Domnului, după mărturia lui Israel, ca să laude numele Domnului. Căci acolo sunt scaunele de judecată, tronurile casei lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, să aibă liniște cei care te iubesc. Pacea să locuiască între zidurile tale și liniștea în palatele tale. De dragul fraților și prietenilor mei, eu spun, pace ție. De dragul casei Domnului Dumnezeului nostru, mă rog pentru binele tău. Cei care mergeți la Ierusalim, ce simțiți când auziți acest psalm?
Până la început mă bucur când mi s-a spus. Nu? Poți să mai departe. Deci, în primul rând, este de bucurie, da? Pentru că spune, ajung picioarele noastre la porțile tale, Ierusalime. Mai apoi vorbește despre pace. Deci se roagă pentru pace, o pace care lipsește. Și cum vă spuneam, acea pace care este dorită în întreaga lume, este cu atât mai mult dorită, unde? Dacă nu în Țara Sfântă. Și am urmărit un pic în fugă ceea ce părintele Mihail, părintele Edi și părintele Popovici v-a vorbit. V-a spus cam totul. De unde plecați? Când ajungeți la Tel Aviv, unde veți merge? Nu mai știți. La Nazaret. Bine. De ce plec de aici? Pentru că sunt trei moduri de a putea vizita Țara Sfântă. Ce înseamnă? Se poate începe din nord, eu vreau să vă arăt, deci din Galileea, deci voi când veți ajunge la Ierusalim, în Iuda, aproape de Ierusalim, adică la Tel Aviv, veți merge în Galileea. Deci este un mod de a începe vizita în Țara Sfântă de unde? De acolo de unde cuvântul s-a întrupat. Deci ce face? Direct de la început mergem și însoțim, putem spune, cu cărțile sfinte, drumul pe care Iisus l-a făcut de la întrupare până a ajunge la Ierusalim. Însă, mai este și un alt mod care se poate face acest pelerinaj, și anume, plecând de la Ierusalim, de la locul unde Hristos a murit și a înviat. De ce? Avem și, de exemplu, dacă mergem în Evanghelia după Sfântul Marcu, ce le spun femeile discipolilor? La mormânt ajung mai întâi și apoi le spun, mergeți la Nazaret, acolo îl veți întâlni. Deci este posibil de a merge, începând de la Ierusalim, din locul unde, să spunem, Iisus a terminat viața sa pământească și a reciti istoria vieții lui, întorcându-ne în timp, putem spune, înapoi spre Nazaret. Însă mai este un alt mod de a putea vizita Țara Sfântă, și anume plecând din deșert. Și când mă gândesc aici, mă gândesc la alegerea pe care Ioan Paul al II-lea a făcut-o atunci când a mers în Țara Sfântă. Ce a făcut? El și-a dorit să înceapă pe Sinai. Nu s-a putut, dar a început unde? În Transiordania, în aceste părți, aici am pus un pic, vorbind de deșert, dacă ați auzit de Qumran, sigur ați auzit, deci unde s-au găsit manuscrisele, în aceste grote, în pustiu. Deci se poate începe din pustiu, amintindu-ne de ce. Deci, trecerea de la sclavie la libertate este ceea ce Ioan Paul al II-lea, așa cum vă spuneam, a făcut în martie, în anul 2000. Ce a făcut? Unde a mers? A reluat drumul lui Moise și a mers pe muntele Nebo, aici este, am găsit o imagine, unde Sfântul Ioan Paul al II-lea ce face? Privește asemenea lui Moise țara promisă. Și Moise a intrat în țară? A mai intrat? Nu a mai intrat. Dar cu Biblia în mână, Sfântul Ioan Paul al II-lea a dorit să refacă acel traseu prin pustiu. A mers la Nebo și apoi a continuat călătoria în Țara Sfântă. Și aici este alături de unul din profesorii mei de arheologie,
dar din păcate, 2 ani după s-a stins de un cancer. Așa este viața. Și continuă acest drum. Și în momentul în care pelerinul ajunge, unde ajunge? La Ierusalim, în Țara Sfântă. Vreau să vă amintesc, când mergeți acolo, în momentul în care veți intra într-un oraș sau într-o localitate, veți găsi totdeauna, aici, de exemplu, este intrarea în Ierusalim și este scris totdeauna, welcome, nu? Înțelegem toți. Deci, bine ați venit! Vă spun doar, în ebraică, când ei spun Bruhim Habaim, înseamnă binecuvântați sunteți voi cei care veniți. Deci, și limbajul îi urează aceluia care intră să primească binecuvântarea. Sau în arabă, pentru că acolo veți întâlni toate cele trei limbi, spune, simțiți-vă ca între prieteni. Deci chemarea locului este să ne simțim binecuvântați ajungând acolo, să ne simțim ca între prieteni. Ajungem în Țara Sfântă. Unde ajungem? Ați văzut harta, da? Cât de mare este țara? Mică, mică, mică. Dar în acel loc mic există, putem spune, în miniatură, toate contrastele din lume. Plecând chiar și de la aspectul fizic al locului. De ce? Un pământ plin de contraste. Veți întâlni deșert și nu departe verdeață. Veți întâlni pustiu și veți întâlni aglomerație. Totul este un pământ de contrast. Aici am pus doar câteva imagini. Vedeți, acest pământ aici este în Ierihon, veți ajunge. Apoi aici este partea Galilei, care este înfloritoare. Și, spuneam, acele contraste care stau, cum să spun, mână în mână. Mergi în pustiu și deodată vezi un izvor. Vezi stâncile care sunt, îți dau impresia că este totul arid. Dar ce este mai impresionant aici? Pentru că, imaginați-vă, când este o ploaie, este un deșert stâncos, plin de piatră. Și atunci, imaginați-vă, dacă voi sunteți aici, dacă vine o ploaie puternică, ce se întâmplă? Ați văzut ceva care pe mulți îi uimește? În momentul ploilor, de multe ori, este închis drumul care merge spre pustiu. De ce? Pentru că acele ploi fac să inunde totul. Dar ce este impresionant? A doua zi, tot deșertul este verde. Este, cum vă spuneam, o țară de contraste. Astăzi este sec, mâine este înfloritor. Acum aici este stâncă, dincolo este izvor. Tot în deșert întâlnim la Ein Gedi, aproape de Marea Moartă. Nu știu dacă mergeți la Ein Gedi. Bine, cum se face atunci că o țară atât de mică este locul, putem spune, cel mai important din istoria umanității? De ce credeți? Am început la... De ce este cel mai important? S-a născut Hristos, dar mai mult decât atât este că în acest loc Dumnezeu alege să se amestece cu umanitatea. De la început, înainte de Hristos, deja Dumnezeu a ales să vorbească poporului în acel loc. Și dacă ne gândim la acel loc, avem aici, dacă vă spuneam, contrastul pământului, este și pentru faptul că acolo este o
încrucișare de străzi. Aici este Țara Sfântă și dacă vreți să mergeți din Europa, din nord în sud, trebuie să treceți pe acolo. Dacă trebuie să mergeți de la est la vest, trebuie să treceți pe acolo. Vedeți că și locul geografic spune ceva despre această încrucișare de popoare care sunt în Țara Sfântă. Dar cel mai mult este faptul că Țara Sfântă este locul în care se păstrează memoria voinței lui Dumnezeu de a se amesteca cu omul. Începând chiar de la Moise și de la profeții Vechiului Testament. Și prezentul pe care voi îl veți vedea astăzi când mergeți acolo nu este altceva decât rezumatul sau condensul făcut din toate aceste etape pe care Dumnezeu le-a parcurs cu oamenii din acest pământ. Deci, de-a lungul celor 3000 de ani, putem spune, de istorie a mântuirii, Dumnezeu în diferite etape s-a manifestat într-un mod diferit. Și acum veți vedea în Țara Sfântă un condens de toate acestor etape. Și atunci, care este semnificația locurilor sfinte pentru Israel, pentru noi creștinii? În Țara Sfântă, istoria cea a mântuirii se reflectă, bineînțeles, în geografia mântuirii. Aici, orice piatră vorbește despre istorie. Orice persoană are o legătură cu istoria. Și ce tip de istorie? Poate să fie o istorie de ocupație, poate să fie o istorie de suferințe, dar nu este doar atât. Este și un loc unde găsim tradiții vechi, locuri minunate. Și atunci când de multe ori în Europa vorbim de istorie, noi ne gândim la trecut. Veți vedea că în Țara Sfântă istoria este foarte actuală, totul. Gândiți-vă la, aici este o piatră, este în drumul spre Sinai și pe piatră, ce se întâmplă? Pelerinii când mergeau spre Sinai scriau. Și noi astăzi găsim inscripții. Deci orice piatră ne vorbește de o istorie, de un eveniment. Pelerinii au trecut pe acolo și au vrut să lase semnele trecerii lor. Deci orice loc, orice piatră, orice simbol lasă urme în Țara Sfântă. Și dacă spuneam că totul este în miniatură, să ne gândim de exemplu la Sfântul Mormânt. Poate cei care ați mai fost ați recunoscut deja. Și dacă o să fie multă lume, veți face acest rând ca să intrați în ediculă. Deci, istoria, de exemplu, a relațiilor dintre biserici. Da? Biserica Ortodoxă, Biserica Greacă, Biserica Catolică. Pentru noi aici este mai, spunem, nu este atât de evidentă. Veți găsi în miniatură acest lucru în Țara Sfântă. De ce? Pentru că același Sfânt Mormânt este administrat sau păstrat de toate confesiuni, de unele confesiuni împreună. Deci ceea ce vă spuneam că există în lume, în sens larg, acolo este în miniatură totul. Găsiți totul. Deci conflictele, nu? Nu se nasc numai decât la Ierusalim. Dar parcă acolo, fiind mic, ajung toate, se întrepătrund. Se pot naște altundeva. În același timp, speranțele sunt peste tot, dar când ajungi la Ierusalim, toată lumea vorbește speranță, de dorință de pace. Totul este. Și când mă gândesc la acest lucru, nu pot să mă gândesc ce spune, de exemplu, o scriere și anume Talmudul Babilonian, este o carte târzie a iudaismului și spune astfel: 10 părți de frumusețe au fost date lumii de către Creator.
și Ierusalim a primit 9. 10 părți de știință au fost date lumii și Ierusalim a primit 9. 10 părți de suferință au fost date lumii și Ierusalim a primit 9. Ce înseamnă? Vedeți? Proporția este foarte mare. Este o interpretare a ceea ce se petrece. Și poate pentru acest lucru noi ne dorim atât de mult pacea la Ierusalim, pentru că de fapt dorim pace peste tot. Asta este. Dorința noastră de pace aici, noi o vedem acolo concentrată. Și dacă vorbim despre locurile sfinte, nu putem să nu ne referim și la persoanele care locuiesc în locurile sfinte. Deoarece, așa cum vă spuneam, Dumnezeu alege să se coboare din cer pentru a fi cu poporul său. Deci Dumnezeu nu este unul care rămâne în abstract. Dacă există un Dumnezeu care iubește omul, pentru noi, pentru creștini, este un Dumnezeu care ce-a făcut, s-a întrupat. Și unde? Într-un loc. Dacă există istorie, există și geografie. Și mesajul creștin al locurilor sfinte este acea experiență care atinge inima și semnificația profundă a existenței. Experiența lui Dumnezeu, care este prezent într-adevăr în fragilitatea omului și care însoțește orice ființă umană în drumul său de viață. Asta este experiența pe care cei care merg la Ierusalim o fac. Este că Dumnezeu intră în fragilitatea omului. Intră în acel loc unde noi credem că există doar rău, unde există doar ură. Nu, Dumnezeu intră, vrea să fie cu omul, vrea să scoată omul. Și Ierusalim este locul unde putem vedea acest lucru. Deci Dumnezeu acolo ne arată acest lucru, că El vrea să intre în locurile fragile. De aceea lumea privește la Ierusalim, unde se nasc temeri, tensiuni, dar și speranțe și rugăciuni pentru umanitate. Vedem aici Papa Francisc împreună cu Patriarhul grec, care se roagă împreună. Deci aici se nasc tensiuni, dar în același timp se nasc speranțe. Orașul, vorbesc de Ierusalim, are un fascin particular. Când ești la Ierusalim, care este o mică cetate, putem spune o realitate mică, te simți într-adevăr în inima lumii. Pentru că în această bucățică găsești de toate. Părintele vă poate spune, faci 10 metri, treci din partea arabă în partea izraeliană. Faci 10 metri, treci de la un cartier grec, armean, la cartierul musulman. Mai mergi un pic, găsești pelerini ruși, găsești pelerini români. Deci, în acea mică realitate există de toate. Vezi o ruină de acum 2000 de ani și în același timp vezi o mare clădire. Deci, o realitate mică, dar care are de toate ne. Și veți vedea contrastele și veți vedea toate aceste realități mergând. Însă, ce se întâmplă în această realitate? Încetul cu încetul, ochii încep să se deschidă. Dacă stai la Ierusalim, trebuie să-ți deschizi ochii. Nu poți să rămâi fixat pe viziunile noastre, pe perspectivele noastre. De ce? De exemplu, vrei să faci să restaurezi Sfântul Mormânt. Nu poți să te gândești numai la tine. De ce? Trebuie să fii atent, pentru că nu ești singur la Sfântul Mormânt. Să vezi cât este de sensibil grecul de lângă tine, cât este sensibil etiopianul de lângă tine. Și atunci împreună, vrei, nu vrei, îl iubești sau nu-l iubești, trebuie să trăiești. Și atunci te împaci. Trebuie să facem acest lucru
îl facem. Vedeți la ce cheamă? Poate nu-l vreau, poate nu-i, dar ca să facem Sfântul Mormânt, noi trebuie să vorbim. Pentru că în față dimineață au latinii, celebrează latinii, după ora 8 intră grecii, în spate sunt armenii, mai sus sunt etiopienii și așa mai departe. Și dacă vrem într-adevăr să păstrăm Sfântul Mormânt, trebuie să ne vorbim ce putem face la Sfântul Mormânt. Atunci toate barierele, toate problemele lăsate altundeva. Deci vă spuneam, dincolo de a privi acea realitate care poate doare, să vedem mai mult dincolo la ce ne cheamă această realitate. Pentru că ăsta este primul punct pe care creștinii îl spun când ajung acolo. Vai de mine, creștinii sunt dezbinați. Nu, haideți să încercăm să vedem dincolo. Ce vrea să ne spună această realitate? Poftim? Și cheia, ca să fie mult mai pace mai multă, nu o țin creștinii, ci o ține o familie de musulmani. Și dimineața, reprezentanții tuturor bisericilor vin, familia de musulmani vine, deschide cheia, cei care sunt în bazilică le dă scara, deschid și apoi seara vin, închid, există o ceremonie întreagă. Dar vedem cum ceea ce există în lume, există acolo mic. Și încercăm să citim, să nu vedem totdeauna în mod negativ aceste lucruri. Pentru că asta este de multe ori, pelerinii când se întorc, oh, dezastru. Acest lucru să ne dea nouă dorința de a vedea când trăiesc lângă celălalt ce putem face bine, dincolo dacă îl iubesc, nu-l iubesc, îl vreau sau nu-l vreau. Ce putem face? Cum ne putem întâlni împreună? Și vedem că Sfântul Mormânt îi unește într-un mod. În acest loc vedem că există o putere, nu? Chiar în aceste dezbinări. Însă, dincolo de prejudecăți pe care uneori trebuie să le depășești pentru că trebuie să trăiești, se nasc prietenii, însă și dușmanii, bineînțeles. Dar le avem pe toate. Deci aceasta este forța orașului Ierusalim. Se experimentează trăirea cu celălalt. Sau mai bine spus, dialogul în viața cotidiană. Chiar dacă celălalt care este de altă religie poate, nu-i place de tine, dacă el are un magazin care copiază CD-uri, tu te duci cu CD-ul și el o să ți-l facă, pentru că el trebuie să trăiască din banii aceia. Deci ți-l face. Vedem cum viața cotidiană te face să depășești orice lucru. Deci, Ierusalimul, așa cum spuneam, este un loc în care avem istorie și geografie. Avem evenimente și locuri. Avem memorie, ce s-a întâmplat în trecut, dar memoria aceea este actualitate acolo. Și în același timp avem originea și izvorul tuturor celorlalte biserici, pe care îl vom vedea un pic mai. Și un punct important, de ce mergem, ținem așa de mult în ziua de astăzi să mergem la Ierusalim. Matei termină Evanghelia sa spunând, știu că căutați pe Iisus cel răstignit, nu este aici, a înviat, veniți și vedeți locul în care a fost depus. Deci, la sfârșit, ce face? Acele locuri fac memorie încă de la început și sfârșitul Evangheliei continuă să spună tuturor, veniți și vedeți locul în care a fost pus. Deci, locul este memorie, dar este și actualitate. Imaginați-vă, ajungând acolo, să vă imaginați că auziți aceste cuvinte ale Evanghelistului. Vino, vezi, nu este.
Și atunci, imediat, ceea ce a fost acum 2000 de ani devine actualitate și realitate pentru cel care este în acel loc. Deci, acel eveniment alimentează, putem spune, viața creștinului. Învierea lui Hristos este evenimentul actual și fundamental al vieții noastre de credință. Deci este realitate prezentă. Să nu mergem cu gândul că mergem undeva în trecut. Nu. Este prezent. Când mergem acolo, nu spunem, nu mai facem memorie. Nu, este actual. De aceea avem nevoie de a merge și a vedea mormântul gol. De ce? Pentru că la Ierusalim, de-a lungul istoriei Revelației și în particular prin evenimentele răscumpărării împlinite de Hristos, ni se vorbește de dorința de împăcare dintre Dumnezeu și om și de unitate între toți oamenii. Deci, locurile sfinte amintesc că Dumnezeu vrea să se împace cu omul, vrea împăcarea și în același timp vrea unitatea. Și cum vă spuneam, nu putem merge la Ierusalim ca la un muzeu, nu? Sunt mulți care merg și spun, mergem și vizităm locuri, pietre, stânci. Nu, nu este un muzeu, ci este o celebrare. Deci, pelerinajul poate fi și o celebrare. În acel loc de răscruce de popoare și națiuni, avem pietrele vii care ne vorbesc, și anume persoanele care locuiesc. Și dacă ne gândim la biserică, care pentru a face memorie și-a dorit de la începuturi să fie prezentă fizic acolo, acolo găsim, așa cum noi o numim, Biserica Mamă. Și de ce este mamă? A fost începutul, nu a fost înființată de un apostol. Acolo toți, acolo s-a născut. Apostolii, putem spune, au mers mai apoi și dacă mergem înapoi în timp, ajungem la Ierusalim. Deci nu este fondată de un apostol, ci Hristos îi dă începutul. Este biserică mamă pentru că s-a născut ca și biserică locală, însă și universală în același timp. Și de aceea, Ierusalimul are și o vocație. V-am vorbit despre acele contraste, acele grupuri care se întâlnesc. De aici rezultă și o vocație a Ierusalimului. O vocație, putem spune, a bisericilor din Țara Sfântă. Și dacă ne gândim aici, nu putem să nu mergem să citim din Faptele Apostolilor, din capitolul 2. Știe cineva despre ce vorbește capitolul 2 din Faptele Apostolilor? La Rusalii, vă aduceți aminte? Se vorbește despre toate popoarele care erau unite la Ierusalim. Ce se spune? Iată, oare nu sunt galileeni toți aceștia care vorbesc? Și cum de auzim fiecare în limba în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți și locuitori din Mesopotamia, Iudeia și Capadocia, din Pont și Asia, din Frigia și Pamfilia, din Egipt și din părțile Libiei, care sunt aproape de Cirene, romani în trecere, atât iudei cât și prozeliți, cretani și arabi, îi auzind vorbind în limbile noastre despre faptele mărețe a lui Dumnezeu, căci toți erau nedumeriți și nu știau ce să creadă. Spuneau unii către alții, ce poate să însemne aceasta? Dar alții, bătându-și joc, ziceau, sunt plini de must. Ce avem aici? Acela se regăsi la Ierusalim în toate limbile. Și așa cum vă spuneam, nu este doar un trecut pentru Ierusalim,
ce este un prezent. Veți auzi de toate, se vorbesc arabă, ebraică, engleză și apoi toate grupurile și toate bisericile siriacă, deci întâlniți de tot. Într-un mic, dacă mergeți în orașul vechi, că va vorbi părintele un pic despre orașul vechi, toate cartierele, armean, creștin, musulman și așa mai departe, aveți toate limbile. Deci, pelerinajele care ajung în Țara Sfântă din lumea întreagă, precum și credincioși evrei și musulmani, în jurul orașului sfânt, apar în ochii credinței ca și o realizare, chiar și parțială, a profeției adunării tuturor popoarelor pe muntele Sion, pentru a învăța căile Domnului și a merge pe acest drum. Deci, cartea lui Isaia vorbește de acea profeție în care toate popoarele vor merge spre muntele Sion. Și când, să ne gândim un pic, când vedem atâta lume că ajunge acolo, atâtea limbi, atâtea popoare, să ne gândim, ok, profeția nu este perfectă, nu a ajuns la împlinirea sa finală, dar faptul că toți își doresc să ajungă acolo, este deja în miniatură, să spunem, un început al împlinirii profeției din cartea profetului Isaiei. Și asta este invitația mea din seara aceasta, atunci când mergeți acolo, să vedeți lucrurile în această perspectivă. Vrem să fim parte din acest început al profeției, să mai aducem o împlinire. Toate popoarele să meargă spre Ierusalim, toate popoarele să dorească pacea, toate popoarele să dorească unitatea, așa cum acel loc mic, neînsemnat, poate și-o dorește. Acesta era ceea ce eu vroiam să vă spun. Dacă sunt întrebări... Spuneam că știți deja toate, patra întâlnire. Eu voiam să pun o întrebare în numele nostru, al tuturor. Dacă soara poate să ne spună ce ar însemna etimologic cuvântul Ierusalim, Ierusalim, cum spune ei, are vreo semnificație etimologică? Da, deci Ir, în ebraică, este oraș, Shalem este pace, deci orașul păcii. Deci deja, și mai este, deci este discutabil și acest nume, pentru că unii spun orașul păcii, alții merg la Shalem, un rege care a existat în Israel în vechime. Deci, în ebraică, poate v-a spus părintele Iedi că el este cu toate, avem cuvintele care sunt formate din trei consoane, rădăcina cuvântului. Și apoi, schimbând vocalele sau construind familia semantică a unui cuvânt, putem avea diferite etimologii. De exemplu, aici, Ierusalim poate să fie orașul păcii sau orașul lui Salem. Care înseamnă tot pace, într-un fel... Tot pace, dar era rege unul care se chema Salem, venea din... Da, este interesant ce spunea sora, reținem lucrul acesta, am făcut și un an de ebraică. Și... Mai este o altă însemnătate, pentru că Shalim este și acea perfecțiune care, spre care, deci orașul care tinde spre perfecțiune. E interesant de reținut așa pentru cultura noastră, așa că, într-adevăr, limba ebraică nu are vocale. Adică nu se scriu vocalele, se scriu numai consoanele. Și vocalele trebuie să le... Da, trebuie să le cunoști un pic, cunoști limba un pic ca să poți să le pui. Și din cauza aceasta este această nesiguranță, nu aceasta. Eu mai voiam să întreb altceva. De ce Ierusalimul este revendicat? Deci este un oraș revendicat de cele trei mari religii monoteiste, dacă se poate spune ceva. Da, bineînțeles. De ce? În primul rând, religiile monoteiste, nu? Trebuie să le știm. Da, creștinism, iudaism și
Mahomedanism. Deci, orașul Ierusalim, și o să vedem și din ce cauză acolo la fața locului, nu? Este și orașul creștinilor, dar și orașul evreilor și orașul musulmanilor. Da, deci, în primul rând, dacă mergem după revelația biblică, această țară sfântă este și țara lui Canaan. Deci, vorbim de aici, de la Abraham. Deci ne întoarcem în timp și Dumnezeu ce a făcut? I-a promis lui Abraham un pământ. Și la Ierusalim, bineînțeles, după toată istoria pe care poporul lui Israel a avut-o după ce a intrat, mergând în exil, întorcându-se, este o istorie întreagă. La Ierusalim ce se întâmplă? Există și locul în care își construiesc ce? Templul. Deci locul de închinare pe muntele Sion. Și locul în care Abraham, pentru evrei, spune că pe muntele Moria îl jertfește pe, merge să-l jertfească pe Isaac. Deci muntele Moria. Și atunci, pentru ei, pământul are o însemnătate profundă. Deci, pentru ei este darul lui Dumnezeu în care ei trebuie să trăiască legea pe care au primit-o. Este un dar în care, și locul în care ei trebuie să împlinească ceea ce Dumnezeu le-a cerut. În același timp, la Ierusalim avem creștinismul care se naște, putem spune, nu? Pentru că dacă Hristos se naște la Betleem, da? Avem la Ierusalim locul în care, după profeții Vechiului Testament, Iisus va trebui să moară. Și iată că acolo creștinismul, putem spune, se naște, își are originea. Și atunci este important. În al treilea rând, pentru musulmani, profetul Mahomed, se spune că de acolo, de pe muntele Moria, s-a ridicat, a avut experiența mistică. Și atunci este și un loc de pelerinaj pentru musulmani. Deci, vedem trei religii monoteiste care își iau acolo, putem spune, sufletul. Tot o intersectare. Tot o intersectare, vedeți? Totul acolo se trăiește în miniatură, totul. Singurul lucru care este posibil este a ajunge să trăim, cum spuneam, pentru ca să trăim și ca toți să poată să aibă, trebuie să ne împăcăm și să-L împărțim. Deci trebuie toți să ne acceptăm că putem sta împreună. Nici al tău, nici al meu, toți suntem. Și acel pământ este un dar, atenție! Pământ, țara Canaanului, este dar. Și atunci darul nu se poate decât împărți. Dacă avem întrebări, vă rog să le puneți, sore Iuliana. Sigur că cele mai multe răspunsuri le vom primi acolo, chiar fără să ne punem întrebări, nu? Pentru că părintele Cristian Vacaru, pe care l-ați văzut aici, vorbind cu multă zgârcenie din ce știu eu, pentru că are un debit verbal de nu vă închipuiți, Părintele Cristian Vacaru, cel care ne va fi ghid acolo, ne va vorbi foarte mult. Dar dacă cumva cineva vrea să-i pună întrebări nu încuietoare, deși cred că sora face atunci la întrebări încuietoare, dacă cineva are vreo întrebare, e ultima întâlnire, deci nu mai avem întâlniri, e ultima. O să aibă acolo când ajung. Sigur, 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 da. Și există acea anecdotă care se spune că era un rabin care mergea pe stradă și striga: am răspunsuri, am răspunsuri, cine are întrebări? Deci farmacistul caută bolnav, nu? Îi mulțumim din toată inima sorei Iuliana. Și apreciem efortul pe care l-a făcut, mai ales că a venit și toată familia, nu? Iată, iată. Mama aici, nu? Da.
Da, mama a auzit-o și a văzut-o așa ca o, nu numai ca o fiică, dar și ca o profesoară, pentru că ne-a fost ca un ghid aici, ca o profesoară. Iată. Din auzite, deci, ați pățit cum a pățit, bravo, bravo, hai să o aplaudăm. A pățit sora Iuliana cum a pățit Iisus Hristos, nu? Știți când au venit neamurile să-L vadă, nu? Și spune, mama și cu frații tăi vor să te vadă. Și sora Iuliana răspunde, care sunt frații mei, unde-i surorile mele? Frumos. Iată, deci nu este numai acest moment, este unul dintre momentele în care sora Iuliana, celor care doresc, le explică Sfânta Scriptură la Traian aici, la casa Gaudium et Spes. O aplaudăm din toată inima, o luăm cu noi în pelerinaj și o mai așteptăm și cu alte ocazii, iar ea ne așteaptă la Traian, lună de lună, acum este... La Traian lunar. Lunar este cursul biblic, unii dintre noi participă regulat și alții pot participa, sigur, aflând ușor, ușor de comorile care se dau acolo ca un pământ gratis, cum Dumnezeu a dat pământul, nu? Ca un dar. Eu aș mai rămâne, sora, dacă se grăbește. Da. Sau pot să mai ia? Nu, pentru că trebuie să ajung la Chișinău. Trebuie să ajung în țări străine, adică la Chișinău, sora spunea. Așa că trebuie să... din seara asta. Da. Bine, atunci vă doresc un pelerinaj binecuvântat și să nu uitați că Ierusalimul este peste tot. Și spuneam chiar la sărbătoare, când primele surori de Sion au ajuns în țară, a fost o soră care a fost luată de la Ierusalim și trimisă în România. Și părintele fondator i-a spus, de acum înainte, România este țara ta sfântă. Așa că atunci când mergeți acolo la Ierusalim, întorcându-vă să spuneți, de acum țara mea sfântă este România. Și drum bun. Sora mi-a aruncat mingea la plasă, o rugăm să spună 5 minute, nu mai mult, nu 6, 5 minute, să spună ceva despre congregația Notre-Dame de Sion, legătura, nu, congregației cu țara sfântă. Două cuvinte, dacă, pentru că mulți nu știu ce e cu această congregație, de unde a pornit, cum a ajuns în România, două cuvinte, 5 minute, dacă se poate. Foarte important, așa, pe diagonală, dacă se poate. Deci, congregația s-a născut în anul 1843, vine din Franța, fondatorul este Teodor Ratisbon, un evreu, care după o căutare îndelungată a adevărului, ajunge prin, cu ajutorul Sfintei Scripturi să descopere că Dumnezeu este iubirii și descoperă acel Dumnezeu care este întrupat în Iisus Hristos. Se convertește și după experiența fratelui său care are o experiență la Roma și care se convertește de asemenea, împreună își doresc ca să înființeze, mai întâi au adunat un grup de persoane laice care încep o operă. Acestea, încetul cu încetul, îi cer să organizeze un institut, ceea ce el nu vroia niciodată. Până la urmă răspunde rugămintelor acestui grup și în momentul în care alege să-i dea numele Notre-Dame de Sion, este pentru faptul că vede în inspirația acestei opere în schimbarea pe care Alfons a avut-o prin apariția Sfintei Fecioare în Biserica Sfântul Andreea de la frate de la Roma. Și atunci spunea, nu pot să fac altceva decât să pun sub ocrotirea Sfintei Fecioare această operă care începe. Și mergând mai departe, rugându-se într-o capelă, spunea, și ce nume să-i dau Notre-Dame, pentru că Notre-Dame sunt, Notre-Dame de la Nej, Notre-Dame sunt foarte multe.
a mers în rugăciune și când a deschis a găsit cartea psalmilor și a căzut exact asupra muntelui Sion și a spus, într-adevăr, eu sunt evreu, poporul meu, pentru poporul meu vreau să înființez această operă. Sion este numele Mariei, prin excelență, fica Sionului, prin excelență, și atunci alegele Notre-Dame de Sion, numele congregației. Începe congregația de la începuturi, ajunge imediat la Ierusalim și nu mult după, după doar 2 ani, ajunge în România. Primele surori vin în 1866 la Galați, atenție, încă nu era episcopia de Iași, deci țara era, România era încă țară de misiune, surorile ajung și dezvoltă împreună cu misionarii, putem spune, cu episcopul de la Iași, Iosif Salandari, putem spune, o rețea de școli, cele mai importante în Moldova, la Iași și la Galați, în care educația a fost una, fie umană, fie religioasă, fie o educație pentru viață. Și cei care merg la Iași și văd filarmonica, era capela în care a fost sfințit și primul episcop nativ din, din Moldova, și anume preasfințitul Mihai Robu din Săbuan, a fost și capelanul surorilor și a fost sfințit în capela noastră de la Iași. Și chiar și ultima serie de preoți numeroși din Iași a fost în 39, 33 de preoți au fost sfințit în aceeași capelă. Evenimentele nefaste ale comunismului au făcut ca instituțiile să fie închise, surorile trimise în familii, dar să nu uităm că dieceza, când au, putem spune, au avut șansa ca surorile să nu plece, pentru că atunci când au vrut să plece, au fost unii care au spus, nu trebuie să plecați, străinele au fost obligate, dar celelalte care au fost români, cele au spus, acum România are nevoie de voi. Și de aceea, 100, mai bine de 100 de surori au rămas și multe dintre ele, foarte mulți, în special preoții, le cunosc pentru că lucrau fie în parohii, fie în, făceau cateheză, deci au rămas acele focare în ascuns, până în anul 1989, când au putut din nou să se manifeste. Unele dintre ele au făcut și închisoare, alături de mulți ierarhi ai bisericii noastre. Deci, mi-aduc aminte că eu am cunoscut o soră, Barbara, și tata mi-a spus după, când i-am spus, noi ziceam sor Maxans, și tata mi-a spus, păi e Barbara, a fost 20 de ani la noi în parohie, dar nu știa nimeni că este soră. Dar ea a lucrat și a slujit biserica 20 de ani. Deci, și acum, după 89, am reînceput opera, poate nu în aceeași extensie exterioară, dar așa cum în timpul comunismului, într-un mod poate discret, credința era păstrată, astăzi poate ne manifestăm mai discret, dar încercăm în același timp să ținem prezentă această flacără a credinței. Avem încă un motiv în plus să mai batem din palme, să le felicităm la 150 de ani de când sunt în România, anul acesta, 150 de ani, și au o grădiniță la Săboan, cine nu știe, condusă de surori. Deci aici, în imagine, veți vedea, este satul Ain Karem, satul vizitării. Dacă mergeți la Bazilica Vizitării, pe dealul din față, păi dacă mergeți în cimitir, primul mormânt pe stânga, cu imaginea Sfintei Fecioare, este Alfons Ratisbon și este și casa memorială. Deci exact în fața Bazilicii Vizitării, pe celălalt deal. Da, când la prezentarea de carte vineri, care a avut loc la Traian, am dat un interviu cu sora Pelagia, care a vorbit de
momentul când au fost obligate să părăsească mănăstirea, au fost sechestrate, mai apoi relăsate, închisă, domiciliu forțat și astăzi unde este? Are 91 de ani, sora, și trăiește aici la Roman, a surorilor Notre-Dame de Sion. Îi mulțumim încă o dată sorii, familiei și condoleanțe din nou pentru cel care a fost Vasile Lariu. Noi mai rămânem un pic ca să mai discutăm anumite lucruri și cei care ne urmăresc, cred, prin internet sunt interesați să afle anumite lucruri. Spuneam, este ultima întâlnire, dacă vor mai fi probleme, ne auzim pe telefon. Mă puteți contacta sau vă pot contacta, că am ceva să vă transmit personal, dar este mai greu. Îmi trebuie vreo două zile ca să reușesc să stau de vorbă cu fiecare, pentru că unul răspunde, altul nu răspunde, iar trebuie să-l mai iau, iar trebuie să-l mai caut și e foarte greu să reușesc să stau de vorbă cu fiecare. Și mai stăm și de vorbă, știți, mai... Dacă ar fi doar așa telegrafic, din cauza aceasta prefer să spun acum pentru toți care ne urmăresc. Cei care doriți, am mai spus-o, cei care doriți asigurări la comun, vă rog să-mi comunicați. Deja majoritatea mi-au spus la comun. Deci, repet, dacă mai dorește cineva la comun, atunci să-mi comunice. Drum bun, laudat să fie Iisus. Nu știu exact cât costă, dar în jur de 40 de lei, din ce m-am informat, dar o să văd, după ce trece hramul, mă ocup și de problema aceasta. Cât privește transportul de la Roman, este 50 de lei, dus și întors, când ne întoarcem din Israel, deci am fixat deja un autocar, se pleacă de la Roman la ora 3 dimineața. Reținem, se pleacă. Nu se ajunge la autocar la ora 3. La 2 jumate, 3 fără un sfert, putem ajunge la... Trebuie să pleacă, pentru că dacă întârziem, ferească Dumnezeu, se întâmplă o pană, ceva pe drum, se poate să avem... Exact, noi oculim, putem merge într-o parte, dar la ora 3 se pleacă. În fața bisericii. Și, ca regulă, nu așteptăm pe nimeni. Deci e bine să vă puneți 2-3 ceasuri, sau mai bine zis să nu vă culcați, nu știu, fiecare știe cum procedează, nu întârziem. Pe unii vom lua de pe drum, spuneam la Peco, la Săbăoane, la Castelul de Apă. Faceți din mână, vă luăm, începând cu ora 3, să fiți acolo, nu vă așteptăm, deci e foarte important să fim punctuali. Regula aceasta trebuie păstrată și în Israel. Deci încercăm să nu devenim, știu, o greutate pentru ceilalți. Așteptând pe unul sau pe altul, așteptând pe unul pe altul, încercăm să fim punctuali, sigur, când e cazul, așteptăm. De la Iași plecăm la ora 7 dimineața. Cei care vin din alte părți și mă urmăresc acum, trebuie să știe că la ora 5 e bine să fie la Iași, la 5 dimineața să fie la Iași în aeroport. Noi plecăm de la Roman, de aici, direct la aeroport. La ora 5, sperăm să fim în aeroport. Urmează tot felul de demersuri, e bine să spune că o oră jumate, două să fim înainte, noi încercăm să fim acolo la ora 5. Mai repet ceea ce v-am spus, unora dintre dumneavoastră, unora nu, am transmis prin Părintele Sociu, nu dacă v-am transmis Părintele Cristinel, nu? Doamna Butnaru? Da. Deci, se recomandă. Sunt multe întrebări pe care poate nu știți să le puneți, în sensul că nu vă gândiți. Deci, se recomandă, din ce m-am interesat, din ce am fost sfătuit, să vă spun că se recomandă să mergem cu dolari, nu cu euro, pentru că se pierde. Nu? Sunt magazine, sunt chioșcuri unde se spune că se poate cumpăra și cu lei. Dar se recomandă dolari. Puteți să mergeți cu ce vreți. E vorba de o recomandare. Se recomandă la fel să avem un prosop colorat, personal. Vom găsi la hoteluri tot ce ne trebuie. Și săpun și tot ce ne trebuie. Dar la Marea Moartă, când mergem, e bine să mergem fiecare cu prosopul lui și să fie colorat ca să nu se amestece cu altele, știu eu, să le confunde cei de la hotel. Pentru că trec prin camere și fac curățenie, fac, știu eu,
Și am înțeles că s-ar schimba prosoapele în fiecare zi. Cât mergem noi și vizităm, prosoapele se schimbă zilnic, așa am înțeles că ar fi regulat. Și atunci să nu se confunde, se spune să fie colorat prosopul nostru. Și apoi poate o bucățică de săpun să fie acolo cu noi la Marea Moartă. La fel, cei care doresc să intre în apă, să aibă costum de baie pregătit. Și șlap tot așa pentru de gumă, deci ca să poată fi folosit pentru apă. Suntem rugați să luăm fiecare cu noi, nu e obligatoriu, dar e mai mult decât obligatoriu, în sensul că e o rugăminte din partea părintelui Cristian Vacaru, să-l ajutăm să ajungă acolo cât mai multe broșuri, cărțulii de felul acesta, pe care le-a făcut părintele și care sunt date pelerinilor. Noi, întrucât plecăm de aici, de la Roman, iar cărțile sunt la Roman, părintele fiind din Săbăoani, fratele fiind aici lângă noi, deci să le ducem cu noi, luăm fiecare câte 5. Una ne-o ținem pentru noi. Seara aceasta nu plecați, vă pot da acum, mergem la parohie. Asta e altceva, da. Mai discutăm, da. Dar fiecare încearcă să ducă 5, dintre care reține una pentru. V-aș da-o de pe acum, pot să vă dau și atunci când merge să le ducem pe toate, dar e o carte, cum să spun eu, pâinea noastră cea de toate zile se cheamă această carte, pentru pelerinajul acesta. Este și un pic de istoric, este și un pic de așa orientare geografică și așa mai departe. Dar mai mult decât atât, cuprinde aici toate rugăciunile, toate cântecele, toate liturghiile pe unde vom merge. Deci nu trebuie să luăm cu noi alte cărți de rugăciuni, de, știu eu, cântece sau lecturi și așa mai departe. Aici se cuprind toate. Părintele Vacaru a avut grijă, ca un ghid bun și înțelept, să ne pună totul la dispoziție exact pe itinerarul pe care mergem noi. Deci, părintele ne va spune, pagina 15, pagina 70 sau pagina 30, am deschis și am cântat, ne-am rugat sau așa mai departe. Deci e o carte care trebuie să ne însoțească, să o punem în poșeta noastră. 4 le lăsăm părintelui ca el să le dea celor care vin din alte părți din țară sau din străinătate. Îi facem un serviciu părintelui și părintele ne mulțumește pentru asta. Așa. Ce rog? Deja am mai spus lucrul acesta unora. Ce rog este să încercăm să ne și cunoaștem. Nu obligatoriu, dar să încercăm să ne și cunoaștem, în sensul că e foarte important să formăm un grup compact, ca o familie. Am spus, da, nu e obligatoriu, dar e frumos. Suntem vreo 54, cred că, pentru că o studentă a trebuit să renunțe, intervine un examen, intervine ceva și nu poate merge, nu? E vorba de fiica domnului. Dar suntem 4 preoți, dintre care unul greco-catolic care merge cu soția, 2 preoți franciscani și eu. Părintele Cristian Vacaru ne așteaptă acolo. Deci eu vă organizez, vă conduc, vă așa, până în Israel. Acolo vă încredințez părintele Cristian Vacaru și el a organizat totul. Și hotelurile, și restaurantele și tot ce vizităm, tot. Vă spuneam, totul este achitat. Altceva, dacă o să ne spună părintele la fața locului acolo, în afară de drumul până la Iași și înapoi și asigurarea care este personală. Nu? Îi dăm după aceea asigurarea, o să vedem atunci exact cât costă, dăm atunci când ne vedem. Da. Legat de ceea ce vrem să cumpărăm, o amintire, părintele ne va lămuri la fața locului, ne va ghida unde e mai bine, unde el cunoaște. Așa, deci voiam să spun și insist asupra acestui lucru, să formăm o familie, să ne cunoaștem cât de cât, poate pe nume, nu știu. Părintele o să ne dea fiecăruia câte o șapcă. De ce? Pentru că imediat ne vom cunoaște, ăla e cu șapcă de-a noastră. Vom fi mulți. Deci este un semn de recunoaștere și avem toți la fel aceeași șapcă.
S-ar putea să ne mai dea ceva, nu știu, unii cu somn ceva, cred, nu? E, iarăși important. Și e bine să ne spunem pe nume, să ne cunoaștem cât de cât. Avem multe zile de stat împreună. Și ca grup, e bine să ne ajutăm reciproc. Adică să nu merg așa pe contul meu. Bine că mă descurc eu, bine că pot eu, bine că am făcut eu, bine că am găsit eu, bine că... Nu? Nu. Cer să ajut și pe ceilalți din jur. Avem și copii. Nu? Avem vreo doi copii, trei, cred că în grup. Avem și tineri. Vă spuneam, preoți. Nu? Avem și o călugăriță, Terezină, parcă. Deci avem persoane romano-catolice, greco-catolice și ortodoxe. Avem câteva. Dintre care doamna este aici, nu? Așa, Monica, parcă? Cum vă spune, Butnaru? Elena, Butnaru Elena. Mai este cineva de pe la Moinești, parcă? Mai sunt alte persoane, sunt greco-catolici, credincioși. Deci e bine să cum spun eu, interacționăm, să nu existe separatisme, grupulețe, să... emarginăm pe cineva, nu, toți, să, ca o familie, să ne ajutăm, să ne sfătuim, să ne tolerăm, poate cineva are un, știu, un dar. Nu? Sigur, încercăm să nu fim, știu, o greutate pentru ceilalți. Nu? Cum spuneam, să nu fim mereu întârziați. Nu? Poate întârziem vreodată, dacă întârziem de fiecare dată, nu prea. Sau, știu eu, la fel cu locurile, cred că atunci când am vorbit, l-am spus fiecăruia, repet și acum, încercăm să nu avem locuri preferențiale, decât dacă sunt cazuri, într-adevăr, de oameni bolnavi, efectiv, nu pot. Dar încercăm să trecem peste acestea, adică să nu trăim psihologic momentul acesta, așa de încât eu, dacă nu stau în prima bancă, eu fac urât. Eu, dacă nu stau în prima bancă, eu nu știu ce. Să funcționeze bunul simț. Stau în față, mai stau și în spate, mai stau pe la mijloc. Numai decât trebuie să fie locul fix, ăsta e locul meu, dacă nu stau aici, eu nu. Și creăm supărare și, știu, indispoziție pentru tot grupul. În momentul în care vezi pe cineva că nu se simte bine, parcă nu te simți nici tu bine. Cercăm și, dacă e cazul, suntem gentili, oferim locul, poftim, vin în față. Deci să fie acest bun simț care să funcționeze, nu? Așa. Respect la fel reciproc, nu? Respectul reciproc să funcționeze. Cred că toți ne-am găsit partener de cameră. Deci, obișnuiți să stă doi în cameră. Dacă sunt, cum ar fi familii, nu? Cred că acolo ar vrea să stați trei, nu? Trebuie vorbit special pentru asta. Deci, obișnuiți doi în cameră. Trebuie să vă găsiți care cu care. Tata cu feciorul. Să zicem, soții împreună sau, știu, alte... prieteni împreună, cunoștințe, dar nu o să fie toți, o să mai punem pe unul cu altul, depinde. Dar la sugestia dumneavoastră, nu vă pune nimeni obligatoriu, stai cu el sau stai cu ea. Nu. Cercați să vă găsiți dumneavoastră, nu? Cu cine să stați. Se poate sta și singur, numai că niște prețuri cresc acolo. Poți să stai singur în cameră, am înțeles că peste 150 de euro dacă vrei să stai singur la toate hotelurile. Cuiva îi convine, știu, poate să aibă probleme la somn, să nu poată sta cu cineva în cameră, sfore sau știu ce altceva. Din câte știu, se cere o sumă, nu știu, cred că 150 de euro sau poate și mai mult. Deci am auzit, dar mă pot informa dacă cineva are o problemă, trebuie să-mi spună, părinte, eu nu mă duc decât singur în cameră, nu pot să stau cu cineva sau n-am idee. Cam la aceste lucruri m-am gândit eu, așa, cred că am mai scris ceva pe aici, nu cred că e cazul de luat umbrelă, deci nu plouă, cum n-a plouat toată vara la noi, mod excepțional și de nedorit, n-am fi dorit să plouă, dar acolo nu plouă, deci în octombrie se spune că nu plouă, deci nu e cazul să luăm în bagaje umbrelă, haine, ne orientăm, este cald, dar nu un cald cum e vara, deci nu un cald supărător, nu? Ci este cald. Luăm schimburi sau mai spălăm, știu cum ne descurcăm acolo fiecare. Dar mâncare nu luați decât poate pe drum, până la Iași, știu, în avion, din câte știu, ne dă ceva, în avion, din câte știu, ne dă ceva,
sau putem să luăm acolo, ca să nu luăm fiecare în traistă cu noi, nu știu ce, cumpere un biscuit sau ceva și noi, și nu, nu mergem cu traista, nu știu cum, cum suntem noi obișnuiți românii să mergem, să punem și salam și șapă și o leacă de, de brânză, știi că dacă nu iese treaba, nu mergem, da, nu mergem așa ceva, nu cred că merge. Luăm un pachet de biscuit sau știu, o sticluță de apă, deși când am intrat în aeroport, nu avem voie să luăm apă acum, trebuie să cumperi de la ei dacă voi, dacă dorești. Și așa mai departe. Deci avem mâncare asigurată dimineața, la amiază și seara. Și am înțeles că este mai mult decât ne așteptăm noi. Bufet suedez dimineața și seara, la amiază, cred că se servește. Dar restul se poate autoservi. Așa, șapcă, v-am spus, primim de acolo. Bagaje, iarăși repet, la mână. Este foarte important să știți că sunt probleme. Nu știu acum, dacă, dar în general sunt probleme. Dacă nu ai bagajul exact cât este, te poate întoarce înapoi. Nu știu ce să faci, dar nu-ți dă voie să treci cu un bagaj care n-are de mână. 10 kg maxim, 55 lungimea bagajului, nu? 40 lățimea bagajului și 20 de centimetri, nu? Grosimea bagajului. Deci sunt date standard, date de aeroport. De, nu? De compania Tarom. Deci este foarte important să nu fie mai mare. Apoi se poate lua și la cală. Adică dăm bagajul, încredințăm, ne semnează acolo și luăm când trebuie să-l așteptăm. Când ajungem la Tel Aviv, trebuie să-l așteptăm. Riscul care este? Se întâmplă. Mi s-a întâmplat o dată și mie când am fost în Kenya. Am găsit bagajul peste o săptămână, că a ajuns prin Egipt, a ajuns prin India și nu știu când a ajuns, când mergea avionul după aceea și foarte greu ajunge înapoi. Recuperez într-un fel sau altul, dar e posibil să recuperez când te întorci sau să vin în țară. La cală se poate să se încurce bagajele. Așa că cineva, dacă vrea, poate lua și bagaj la cală, poate să fie mai mare, nu-i problemă, 23 de kilograme maxim, iar toate aceste dimensiuni care v-am vorbit, lungime, lățime și grosime, să însumeze 158 de centimetri. Lungimea, lățimea și grosimea adunate, nu spune cât de gros, cât de la, dar toate acestea adunate să nu fie mai mult de 158 de centimetri. Așa mi s-a dat răspunsul de la așa. Dacă mai sunt alte întrebări. Dacă vă vin, avem telefonul, mă sunați. Nu știu. În Israel, într-adevăr, securitatea este destul de puternică. Deci, înțeles, bagajele să nu fie, care se dau la cală, să nu fie încuiate cu lacăt, să nu fie cu cifru. Da, să fie închise, dar nu încuiate. Așa cere, nu știu, o fi așa. Resperăm într-o pregătire, mai avem mai puțin de o lună de zile, azi în 18, deci mai avem mai puțin de o lună de zile, pe 14 octombrie, la ora 3 dimineața se pleacă de aici, din fața bisericii. Vineri dimineața plecăm, vineri la ora 1 ajungem, 1.40, mi se pare, ajungem la Iași. De acolo ne întoarcem cu autocarul la Roma, cei care vin cu Romanul. Ceilalți, de unde sunt ei, de la Huș, mai sunt de, prin Rădăuți, din Gura Humorului, mai avem, da, ei vin direct acolo, am înțeles. Încheiem cu o rugăciune, da? Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sfântă Tereza Pruncului Iisus. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Vă aștept la birou, durează 2 minute să vă dau la fiecare 5 cărți. Numai să nu le uităm acasă. Că degeaba vi le dau. Da? Și una din ele puteți să o semnați, să o și studiați.
E vorba de a și citi până atunci. Cum vreți, cum doriți. Cum doriți. Cum doriți.